Așa că Oana și Adina Timofte, specialiste în numerologie, sunt alături de noi astăzi. Bine ați venit! Bine, bine v-am găsit! Ce faceți? Eu o să bat palma cu voi ca să se mai ia un pic de noroc din asta. Da, ne așezăm lângă Flipchat pentru că ați venit să ne explicați astăzi. Noi nu degeaba v-am întrebat astăzi câți bani ați vrea să aveți și ce faceți cu ei. Pentru că acum o să aflăm și de fapt câți puteți să faceți, nu? Adică asta aflăm astăzi? Exact. Asta e cifra prosperității? Cifra banilor, cifra prosperității în funcție de ziua de naștere, da? Deci doar ziua aceea, da? Exact. Hai să vedem cum calculăm. Fiți atenți, vă rog să faceți acasă. Deci, vom lua în considerare doar ziua din data completă de naștere, la care o adunăm cu cifra 1, da? Ca în acest exemplu, da? 5 plus 1, 6. Dacă avem o dată de naștere, o zi formată din două cifre, adunăm 27 plus 1, 2 plus 7 plus 1 și trebuie să ajungem la rezultate cumprise între cifra 1 și 9. Dar nu, asta, sunt curioasă ce înseamnă, că dacă fac un calcul așa, m-am uitat un pic mai devreme, dacă ar fi doar ziua de naștere, ar da bine, dacă mai aduci și unul ăsta, nu mai e bine. Exact, exact. Ce înseamnă unul ăsta? Unul reprezintă, practic, ajungi la calculul să vezi care este energia ta a banilor. Așa se face numerologie, ca să aflăm despre energia personală a banilor. Hai să ne faci și mie ca să știm noi exact cât sunt. Eu sunt 18, la mine cred că e mai... Deci 1 plus 8, 9. Plus 1. Adaug 1, se face 10. 1 plus 0, 1. Perfect. Tu, Lili, care e? Eu sunt 28, vă zic... 2 plus 8 plus 1, da? 2 direct. 2 plus 8, 10 plus 1, 11 plus 1, 2. Tu trebuie să fii atent la 2. Bun, dar lasă că aflăm mai târziu. Mai ai o șansă, bine că dă 11 și nu dă 20. Deci e ok. Măcar e ok. Mai ai o șansă să știi. Hai să ne apucăm pentru cei cu cifra 1, care sunt ca mine. Hai să vedem. Unde putem să mergem, domnule? Cât de sus putem să mergem? Sus poți fi numărul 1, să știi, când vine vorba de bani. Există un noroc la bani când vine vorba de cifra numărul 1, dar ce se întâmplă? Grijă la atitudinea în fața celorlalți, da? Fie ori ești prea impulsiv, fie ești foarte încăpățânat și acea atitudine practic blochează să vină banii către tine, da? Totodată trebuie să avem curaj, determinare și acțiune, da? Dacă avem cifra 1. Adică gândește-te că te poți îmbogăți, dragul meu, și ai să vezi că... Curaj! Curaj, exact, da, curaj! Să știi că unora le este frică să se îmbogățească. Ne singur, nu? Exact, dar fi bogați. Bravo, să știți că am să zic chestia asta. Să știți că multora le este frică să se îmbogățească, să ceară. De asta tu trebuie să înțelegi că poți atrage sume extraordinar de mari de bani. Pentru că faci parte din categoria numărul 1 și poți atrage. Și voi toți ceilalți care aveți numărul 1... Dacă, haide, de exemplu, cei care ne ascultă simt că au cifra 1, dar nu au noroc la bani, ce să facă? Să pună, să-și achiziționeze un plic verde și odată pe săptămână, pe lună, cum pot ei, să pună sume cuprinse fie care 3 să aibă lei. Cifra 3. 3 lei, 30 de lei, 300 dar de lei. Dar de ce verde? Pentru că verde pentru ei este cu o culoare benefică pentru a atrage banii. Verzișori, verzișori, exact. Și totodată cei cu cifra 1, ca să creeze energia abundenței, duminica pot mânca ceva dulce. Ce bine a fost la 1. Îmi place. Cei care au calculat și au ajuns la o cifra banilor cu numărul 2, la ei este un pic mai dificil, este ghinion. Această energie atrage nimic, ce n-aud, nu se leagă de mine. Nu... Există remedii, draga mea, așa că există. Bun. E o cifra ghinioniștilor, într-adevăr, atrage datorii, pagube, trădare. Asta pentru că el este în strânsă legătură cu relațiile din cei din jur. Atenție, pentru cei care au cifra energetică 2 a banilor, este foarte important să aibă o armonie și o relație sănătoasă și de iubire cu o figură maternă. Că e mama, că e sora, că e bunica, că e străbunica. Deci, că e soacra, bravo. Că e soacra, exact. Bravo, deci, bravo. Să te asigur. Eu le iubesc foarte mult pe amândouă și chiar mă înțeleg foarte bine cu amândouă. Foarte chiar bine. Soacra. Înseamnă că un pas deja la tine e okay. Da. Și pentru că calitatea relațiilor, mai ales pe partea de sex feminin, contează foarte mult la cei din și jur. Și relațiile în general, calitatea relațiilor este foarte importantă pentru cei și cu 2. Mai văd un sfat acolo pentru exact. Ei. Și pentru cei care au cifra 2, e foarte important să postească în fiecare luni. Adică și să nu mai mănânc nimic? Luni? Sau să postești, da. Cât okay. poți, în limita corpului tău, în limita credinței tale, cât poți. Dar să facă nu forțăm. Poți să mănânci portocalul pita liniștită. Da. Lunea viitoare vedeți că nu mănânc nimic, da? Deci post. Mai bine țin post negru. Important e să nu forțăm. Ca să fie și mai bine. Să fii în armonie cu ceea ce faci. Nu, adică nu te leșina până la final de zi, pentru că strici energia, da? Dacă poți o oră, două, șapte, nouă, efectiv cât poți. În primul rând e foarte important acel post din suflet, da? O faptă exact. Bună, un gând bun. Păi asta e cel mai important. Dar nu mi-ați spus nimic de plic. La mine nu e un plic? Nu, fiecare are. Lasă pentru mine, te rog eu frumos. Hai să mergem la cei care au cifra banilor 3.
Ei, la 3 aici banii vin cu ușurință. Dacă ai cifra 3 și nu ai flux financiar, înseamnă că ceva se întâmplă cu comunicarea ta. Și în primul rând, dacă ești atent cum comunici față de bani. Și da? Mai ales Oana comunică planurile lor financiare, adică, de exemplu, are 100.000 de euro, acel număr cu 3, da? Și spune, vine la mine, la tine, la cineva care are o energie negativă în ceea ce privește invidia, da? Și odată ce el a spus acest secret ce vrea să facă cu banii, deja planul s-ar putea să nu mai ajungă deci la... Deci nu dezvăluiți planurile financiare cei care aveți cifra 3. Pentru că atrageți invidii, bârfe și mai bine pune-l în aplicare și după spune ce ai făcut cu deci banii. Deci ei au noroc la bani, dar nu prea știu să economisească, aici e blocajul lor. Și e foarte important să comunicăm cu banii, da? Să spunem, vă iubesc, vă aștept, sunt deschisă să primești din ce ce... Exact, vă binecuvântez, vă aștept. Eu îi și mânui câteodată, îi fac așa, mă gândai și mânui. Dacă are cineva o bancnotă de bani, dacă are cineva un ban, o bancnotă de bani, să le arăt celor cu energia 3. Ia, Bogdan, își poate bancnotă. Eu nu ți-ai bani la tine. Mi-ai dat o idee. Uleiul de paciul este foarte important. Ai spus că îi mângâiem, da? Uleiul de paciul. Uleiul de paciul și dăm cu ulei de paciul. Păi dar nu le fac eu masaj. Exact. Eu masez, eu trâng fiecare. Și cardul de... Și pune și cături. Pe cutia de valori. Uite. De la Ana și Ionuț. De la Naș Ionuț. În momentul în care mergem cei cu cifra 3, dar pot să fac asta și oricine și ceilalți. În momentul în care mergem și oferim o sumă de bani, da. Banul să fie întotdeauna întors către tine, da? Adică se întorc banii la tine. Despre asta oricine poate să facă chestia. Hai, dă-mi tu. Perfect. Șurubel, tu ai înțeles? Hai să văd dacă ai înțeles. Uite, dă-mi tu. Doamne. Perfect, bravo. Asta înseamnă înapoi pentru care nu sunt aici. Hai să înțelegem, e practic eu creez energia fluxului financiar care se întoarce de două ori la mine, da? De două ori suma. Stați așa, Lili, încearcă tu cu euro, vezi, poate. Hai cu euro, hai cu euro și cu euro, cum să nu? Păi uite, cum am zis? Păi cum finuțul, cum am zis că trebuie să da? Nu așa, mami. Sub mână tu nu dai bacșiș finuțule. Uite așa ți arăt eu ca să-ți meargă bine în viață. Hai, dați-i așa. Așa, bravo. Și mă bucur că au venit 50 de lei și 50 de euro. Ia pentru că e foarte important să această cifră să o avem în portofel, da? Bun, mergem mai departe. E foarte important la cifra 3 să purtăm miercurea o bluziță galbenă, un miercurea. Da. Lingerie intimă pentru femei, șosețele, efectiv. Și mai bun cu ceilalți, pentru că ei sunt așa mai caustici. Haideți să mergem și la 4. Uite, Lili, spuneam despre tine că n-ai noroc la bani, dar tocmai ai câștigat 50 de euro. Dumnezeu, banii... cine cu mine. La cei cu energia 4, ei fac fac o greșeală foarte mare, adică se limitează în ce sens? Au un principiu foarte strict și limitativ. Banii egal muncă până la epuizare. Dacă nu, trebuie să muncesc până pic jos ca să vină banii la mine. E total un principiu foarte greșit. De ce trebuie să facă? Să nu mai pună egal între bani, egal muncă până la epuizare. De asta trebuie să-și deschidă un pic modalitatea. Exact, în primul rând. Relația cu tatăl este foarte, foarte importantă la cei cu cifra 4. Și cu bărbații în general. Și cu bărbații în general avem o relație defectuoasă cu tatăl. Energia banilor nu vine la noi precum ar trebui. Așadar, cei de acasă trebuie să rezolve acest lucru. Și cumpăra ceva periodic pentru tine. Răsfață-te, da? Du-te la un salon, cumpără-ți o geacă, fă-ți o plăcere, efectiv, ca să simți așa că poți cheltui din munca. Pentru că ei de obicei au așa o pușculiță acolo, o siguranță, o rezervă, să ia de acolo și pentru că odată ce ei și cheltui pentru tine, se vor înmulți. Și se-și întorc banii, nu? Să-i rulăm. Cât timp dați voi pagina? Fetele, mai explic cumva celor de acasă, poate au deschis televizoarele mai târziu, că cifra asta banilor, dacă am înțeles eu bine, o calculăm luând doar ziua nașterii noastre, de exemplu, în cazul meu 18, adunăm cifrele între ele, 1 plus 8 ne dă 9, adăugăm 1 neapărat, mereu, acest plus 1 la orice cifră ai avea tu. Foarte important, corect. Am scris și aici, pentru cei care... 1 plus 8, exact. Exact. Plus 1. Practic, deci aici este ziua de naștere, exact, doar ziua de naștere, da? Plus 1. Plus 1, pentru mine ar fi 10. Mergem mai departe. 0. Corect. Așa. Și ajungem la un rezultat 1. Deci știi, de acasă trebuie să știi că trebuie să ajungă la rezultate între 1 și 9. Dacă sunteți, de exemplu, născuți pe 4, mai adăugați un 1 și deja aveți 5, adică cei despre care vorbim acum. Exact. 5-ul, un noroc foarte mare la bani. Doamne, ajută că stai fimiu. Dar ce se întâmplă? Pe cât de repede vin, pe atât de repede se și cheltuie. Și ce recomandăm pentru cei cu cifra 5? 10% din ceea ce câștigă să ofere unui membru al familiei într-un plic
galben, nu, da? Mami, să primești plicul galben, mami. Să-i dea lui mami, exact. Să-i dea lui mami, că mami are... Pune la pușculiță. Și totodată, joia, e foarte important să poarte verde, cei cu cifra 5, da? Și să creeze o stabilitate, că într-adevăr 5 e așa mai haotic și odată ce are bani, e posibil să meargă la jocuri de noroc, e posibil să cheltuie pe ceea ce nu este nevoie. Să punem 6-le. Foarte mare noroc la bani, în schimb acolo este vorba despre oamenii care efectiv le este frică să se îmbogățească, ce spuneam eu la început. Ei se mulțumesc cu puțin. Măi, am salariu de 1.000 de lei, de 2.000, de 3.000, atâta mi-ajunge, nu vreau mai mult. Tocmai de aceea lor, și ei sunt magnet, efectiv, magnet, atrag banii foarte, foarte, adică dacă și-ar deschide această energie, ar fi surprinși la câte averi pot aduna. Și să cheltuie, bineînțeles, pentru ei. Ei, până nu se vor responsabiliza financiar, pe parte financiară, practic banii o să vină limitativ la cât... la cât vine ca un flux normal, da? Odată ce se vor responsabiliza, își vor pune intenții, vor număra banii, vor face ceva cu ei. Sunt foarte mulți cu cifra 6 care au bani și, evident, dar nu știu ce să fac cu ei. Adică să plănuiască, mai uite, aș vrea 600 de mii de euro pentru că vreau să fac un azil, vreau să mă ajut o verișoară care... Și atunci banii... Exact, bravo. Îmbrățișare din suflet, scrie acolo. Exact, exact. Să dea o îmbrățișare din suflet, dar nu spun întâmplător din suflet, pentru că 6 este un pic și superficial. Nu întâmplător am scris. O îmbrățișare din suflet, mai ales unei mame, da? Dacă mamă, să fie mama, soție, da, fică, da? Dar în special mama, da. Iar miercuria să ofere unei femei din familie suma de 6 lei sau 60 de lei. Perfect. 7. Hai, aici avem două categorii în energia banilor 7, pentru că sunt la doi poli opuși. Oamenii care într-adevăr gândesc și ajung milionari, pot ajunge milionari de pe o zi pe alta, iar oamenii care se consideră ghinioniști și efectiv tot își creează aceste blocaje singurei prin atitudinea asta de pesimiști. Ei ce trebuie să facă? Dar în primul rând, 2023 este anul în care pot schimba cei care sunt ghinioniști, își pot schimba de la ghinion la bogăție, da? Ce putem spune pentru ei? Să hrănească un câine de culoare negru, da? Să fie, dacă găsești un câine negru, efectiv să știe că vine special pentru a deschide fluxul ăsta financiar. Bun. Și să folosească ce are în căpușor, pentru că are foarte multe informații. Șaptele este cel care citește, cel care devurează informații. Și să nu-i fie frică, să aibă încredere în el și să nu-i fie frică să facă bani din ceea ce folosim el a intelectul, acumulat. Da? Și rugăciunea a sporul casei. Exact, și să spună și să rostească o rugăciune, respectiv sporul casei, oricând simte, în special vinerea. 8. Și la 8 văd că e noroc infinit la bani. Într-adevăr, avem noroc infinit la bani, dar ce se întâmplă? Aici avem karmă. Norocul va veni infinit către mine în momentul în care eu am o atitudine față de cei care m-au sprijinit la un moment dat în viață și am... sunt așa cu recunoștință, îți mulțumesc. Există foarte mulți care profită de oameni, care se folosesc, fac uz de ei într-un moment al vieții și ulterior întorc spatele și pleacă. Adică cei cu numărul 8 ce fac? Karma vine înapoi, da? Clepsidra se întoarce înapoi și Dumnezeu, Divinitatea, Universul îmi dă exact ceea ce am oferit eu. 8-ul se îmbogățește, dar pierde la fel de ușor banii. Odată ce a pierdut omenia și nu a știut să-ți mulțumească ție, uite, îți mulțumesc că mi-ai împrumutat atunci 100 de lei și am putut să fac nu știu ce. De asta, recunoștință, iubire, apreciere, da, e foarte important ca și atitudine pentru cifra 8. Și dacă vreodată cei cu cifra 8 au împrumutat niște bani de la cineva și au uitat să îi dea înapoi, să facă așa, să se întoarcă un pic în trecut și să încerce să dea de acea persoană să dea înapoi banii, pentru că odată ce am karmă pe bani, poți plăti această karmă un an, 2, 10, 20, 30. Și e vorba că e 100 de lei, 200 de lei, acea sumă se multiplică înapoi. E infinit, da? Vorbim de infinit, da? Infinit bine, infinit rău. Și să nu abandoneze la primul pas, e foarte important, pentru că un 8 abandonează imediat, pare greu. Nu m-am îmbogățit, rămân tot sărac. Nu, dar au potențial foarte mare. 9. Hei, la nouă, într-adevăr, este vorba de acel noroc la bani prin atingere. Adică, nou, într-adevăr, nu este, să zicem, foarte disperat după bani, dar, efectiv, are un succes natural în a-i face. Ce pui mâna, se face. Exact, atingerea lui Midas, e povestea cu atingerea lui Midas. Tot ce atinge, atrage bani. Cei care au nouă, dar totuși nu există un flux financiar atât de puternic cum e aici spus, pot în marța să facă o rugăciune de curățare, da? Efectiv, orice rugăciune cu care rezonează și... să spele
pe jos cu în apa cu care spală pe jos să pună sare mare. Odată acea sare de murături, care am folosit-o noi acum la murături, când am pus. Și e foarte importantă legătura cu animalele la cifra 9. Da? Animale, porumbei, câini, pisici, efectiv e foarte important. Și atitudinea de mânie, regrete, furie, da? Practic îndepărtează fluxul financiar și e foarte important să renunțe la acestea și acte caritabile. Oana, Adina, vă mulțumim foarte mult. Cu mare drag. Ne-ați lămurit pe toți și